fost convocat în ședință ordinară al Consiliului Local Tamaș, având de dezbătut 9 proiecte pe ordinea de zi. Cine este pentru aceste 9 proiecte? Mai întâi procesul verbal. Aveți răbdare, vreau să vă duceți ședința. Ordinea de zi, după. Ați... Domnul primar solicită încă 2 proiecte care vrea să suplimenteze ordinea de zi. Cine este pentru suplimentarea celor 2 proiecte? Domnul, vreau să iau cuvântul vis-a-vis de domnul, încălcat legislația. Domnul, grupul politic PNL a de adăugat la propunerea domnului primar. Deci, noastră trebuie să dați faza de deliberare. Deci, trebuiau prezentate proiectele respective. Noi, grupul politic, nu avem documentele respective. Bună ziua! Înainte de a da citiri proiectelor, vreau să îmi cer scuze pentru deranjul care s-a provocat înainte de ședință, scandalul de pe bol cu domnul consilier, domnul Toma. Având un teren, se vorba de un teren vândut de dumnealui, care a falsificat, din păcate, actele și s-a descoperit asta. Oamenii sunt foarte revoltați pentru că au cumpărat terenul, au lucrat și acum este nevoie să domnul Tomas le țineți banii, din câte știu, nu știu, patru de cătoria, ce o cătărăște. Și am dorit să menționez asta, să încerc spune. Dacă îmi permiteți o replică, domnul președinte. Dau citire proiectului, suplimentarea mă Proiectul proiectului de hotărâre numărul 24 privind aprobarea cheltuielilor necesare achiziționării de servicii de coordonare artistică pentru ansamblul folcloric Tamașa-Mâlca, aflat în subordinea Consiliului Local. Și al doilea proiect suplimentar pe ordinea de zi este vorba de proiectul numărul 25 privind aprobarea regulamentului de ordine interioară a regulamentului de organizare și funcționare și codul etic la centru de zi pentru copii. Dacă vreți, îl discutăm la... Deci cine este pentru suplimentarea celor 2 proiecte la ordinea de zi? Domnul, am dreptul la replică mai întâi. Domnul... Vă dau dreptul la replică. Mâna sus, că... Da. Mâna sus, care? Deci mai puțin, nu? Eu cea care... Domnul, domnul, aveți dreptul la replică. Bună ziua! Pe mine, la afirmațiile domnului primar, încă o dată se descoperă că avem de-a face deja un grup infracțional organizat. Vorbim de niște documente care au fost depuse la domnul Rotariu și la domnul primar. Documentele respective au ajuns la domnul notar încă o anu. Domnul notar a întocmit documentele respective. Eu voi face în așa manieră încât și noi, grupul politic PNL, vom căuta încât să aducem Direcția Națională Anticorupție toate documentele necesare prin care vom demonstra grupul infracțional organizat din jurul domnului secretar al Comunei Tamaș, domnul primar, domnul jurist. Avem de-a face cu niște funcționari plătiți din banii cetățenilor, din banii voștri. Vă mulțumesc! Deci, la nivel, o să... Mulțumesc! Vă să vă explic. Pun aprobării ordinea de zi cu cele 2 proiecte. Trebuie să spuneți care sunt toate și ați domnul, la propunerea dumneavoastră. Ați făcut o propunere. Nu mai trebuie. S-a votat. Deci cine este pentru cele 11 proiecte? Cine este pentru? Se abține? Abține? Contra. Contra. Abține. Abține, doamna. Contra. Dau cuvântul domnului secretar să citească procesul verbal al ședinței anterioare. N-am început ședința, domnul Toma, așa că... Ba, suntem în ședință. De când ați spus că suntem gata, încep. Nu am strâns. La ce verbal de ședință 2016-2023. Prevedere de codul administrativ, articolul 134, de la 3, baza dispozițiilor 21-27-02.
de 3 martie a fost convocat la ședința extraordinară. Din verificare conținut de prezență rezultă că la ședința de astăzi cei 10 consilieri care compun Consiliul Local al Comunitatea sunt prezenți 11 consilieri locali, absent fiind domnul Denis Vale, astfel că ședința este legal constituită și pot începe lucrări. La ședința participat un număr de 11 consilieri locali, primarul, secretar și consilierul primarului, și domnul Videnia Alexandru, consilier local suplean validat de instanță de judecată competentă. Secretarul general de citire încheierii dată în cargă de Consiliul Judecătoriei Bacău pe data de 21.2.2023, în dosarul 1860/2021, prin care este validat mandatul de consilier local suplean al domnului Videnia Alexandru pentru Consiliul Local al Comunei Tamaș, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Ulterior, domnul Videnia Alexandru a depus jurământul cu mâna pe Biblie. Din acest moment, domnul Videnia Alexandru devine membru de drepturi de pline și obligații în cadrul Consiliului Local cu Arte Damaș, urmând a fi distribuit în mai comisie specială. Secretarul general de citire procesul de urmă ședința anterioară și propune președinte de ședință, îl supună la președinte de ședință, întreabă dacă sunt înscrie la cuvânt. Nu sunt înscrie, este supus la vot, procesul de urmă ședință din 17.2.2023, care a fost rezultat. Votul pentru 11, votul împotrivă 0, abțineri 0. Președintele ședință de prezintă ordinea de zi a ședinței. Proiectul de hotărâre numărul 13.27 privind aprobarea bugetului local Comunei Tamaș, proiectul de hotărâre numărul 14.27 a doua privind utilizarea excedentului bugetar la precedent. Punctul 3 diverse. Se supune la votul ordinea de zi votul pentru, împotrivă 0, abțineri 0. Secretarul precizat că avizele consultative a Comisiei de Specialitate au fost prezentate cu următoarele considerente. Comisiile 1, 2, 3 avizele favorabile pentru ambele proiecte. Proiectul numărul 13 privind aprobarea bugetului local Comunei Tamaș. Primarul citește proiectul de hotărâre, președinte ședință întreabă cine se înscrie la cuvânt. Se înscrie la cuvânt domnul Toma, care depune și 4 amendamente. Președinte ședință întreabă supune la vot cele 4 amendamente conform documentelor depuse la dosarul ședinței cu următorul rezultat. Amendamentul numărul 1 respins. Voturi pentru 1, împotrivă 0, abțineri 3. Amendamentul numărul 2 respins. Voturi pentru 1, împotrivă 9, abțineri 2. Amendamentul numărul 3 respins. Voturi pentru 1, împotrivă 8, abțineri 3. Amendamentul numărul 4 respins. Voturi pentru 1, împotrivă 7, abțineri 4. Deși domnul Toma s-a solicitat votul pe capitol și anexă, având în vedere că acesta a depus 4 amendamente care au fost discutate în plen și ceilalți consilieri și au dat acest acord prin neascări la cuvânt și în cuvințare, președinte ședință supune la vot proiectul așa cum a fost prezentat cu următorul rezultat. Votul pentru 10, împotrivă 0, abțineri 2. Primarul prezint proiect de hotărâre numărul 14/27 privind utilizarea excedentului bugetar la precedență. Președinte ședință întreabă, cine face propunere? Domnul Gheorghe se declară de acord cu proiectul propus de primar, dar solicită răspunsul la următoarele întrebări. Ce activități desfășoară unii salariați în cadrul programului social, cum ar fi domnul Ocu Vlad, preotul sau doamna Cojocărescu și pe ce se cheltuie banii alocați? Pe ce primarul? Ce să răspunde? Banii se cheltuie cu mâncare, carburant și celelalte cheltuieli administrative. Primarul răspunde, fiecare angajat are fișa postului, consilierul Neagu. Venința precizează că este de acord cu proiectul, dar să nu mai vede nimic cu alte sume pe viitorul proiectul social. Consilierul Toma consideră că Comuna Tamaș este pe locul 2 la sărăcie în județul Bacău. Se supune la vot. Votul pentru 9, împotrivă 0, abțineri 3. La diverse, președinte ședință întreabă cine se înscrie la cuvânt. Primarul anunță că în primărie există transparență totală și se solicită ca afirmațiile să fie făcute cu probe și argumentate. Consilierul Toma anunță că va depune un proiect de demitere viceprimarului. Consilierul Udrea solicită ca viceprimarul să urmărească mașina care ridică gunoi, deoarece l-a sunat pe la ora 17 de viceprimar și nu a răspuns. Viceprimarul precizează că fiind în afara orelor de lucru și a faptul că era plecat în localitate și nu avea semnal în zonă, nu a putut răspunde, dar își însușește observația. Încheie ședință, președinte ședință mulțumește pentru modul în care a depus lucrări ședință, declară ședința închisă. Să discutăm. Dacă aveți amendamente la procesul meu. Cu privire la domnul. Cu privire la procesul verbal, mă duc la cunoștință că orice se pune pe ordinea de zi, inclusiv procesul verbal, trebuia prezentat un proiect, fundamental. Rog domnul secretar, după spunerea fictivă la vot a procesului verbal,
să treacă la sigilarea procesului verbal cu întregul dosar de la ședința din 3-a 2023. Deci, cu ocazia asta, încă o dată solicit, pentru a nu știa câte oară, domnule secretar, respectați legea. Nu ați venit aici ca să vă bate joc de cetățenii Comunei Tamaș. Vă rog să vă adresați la președintele de ședință! Eu vă rog să vă adresați la președintele de ședință! Trebuie să respectați legea, procesul verbal, trebuia să-l prezentați cu un proiect fundamentat și vă rog să treceți la sigilarea cum e așa propunere. Proiectul de hotărâre numărul 15 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pășunilor disponibile aflate în proprietatea Comunei Tamaș. Este vorba... Am aici, aș vrea să subliniez un pic, s-a făcut angajamentul pastoral. Din păcate, durează foarte mult pentru că sunt toate comunele obligate să facă. Sunt ei doar o persoană care se ocupă de amenajament și durează cel puțin până la sfârșitul anului. Așa că am avut o ședință, am participat la o ședință unde ni s-a zis că putem încheia până la sfârșitul anului pășunile. Și am băgat pe ordinea de zi. Am aici o evidență a pășunilor, dacă vreți să dau știri, dar nu... Da, poți să-mi spui în evidență, da. Da. Am bucurieții, nu mai avem deloc teren, s-au dat titlul de proprietate în trecut. Am trocința. Trocința, așa. Am din 54 de hectare, mai am 13 hectare disponibile. La fel, restul s-o ocupate cu titlul de proprietate. Dacă ar fi să dea în chirii, dacă ar fi să dea în chirii până la sfârșitul anului, ar fi vreo 50 de lei pentru partea aia. Am Harabageu, unde din 52 de hectare am 15 hectare, plus minus acolo 15 hectare. Unde dacă tot la fel, dacă ar fi să dăm în închirie până la sfârșitul anului, 9 luni care mai sunt la sfârșitul, ar fi vreo 4.700 de lei. Am în Fuioaga, unde au fost 68 de hectare și mai 20 de hectare. Așa au ieșit. 68 de hectare. Au fost, dar au fost eliberate titluri de proprietate, în care noi mai avem doar 20 și un pic, la ora actuală, unde ar ajunge vreo 6.000 de lei. Am Secăturii, unde la fel au fost 74 de hectare, mai sunt 22, unde ar ajunge tot vreo 6.700 de lei până la sfârșitul anului. Am Azara, unde au fost 187 de hectare și mai am 55 de hectare, unde ar fi vreo 160 de milioane, bani vechi, 16.800. Am Dealul Mănăstirii, unde au fost 91 de hectare, mai sunt 26, aproape 27 de hectare, unde ajunge vreo 8.200 de lei, undeva pe acolo. Am Drogul Vechi, unde am 78 de hectare, au fost 78 de hectare, mai am 23 de hectare. Valoarea de închiriere vreo 7.000 de lei. Am Mâncăriei, unde au fost 7 hectare, mai sunt 2 hectare, 700 de lei. Am Coasta Berniței, unde au fost 27 de hectare, mai sunt 8 hectare, ar fi vreo 2.400 de lei. Și Fâneața, unde nu mai e deloc, s-au dat... Unde nu am statii de proprietate. Deci, total, hectare, noi avem 183 de lire disponibile. În total, închiriere, ar fi vreo 52 de lire. Referitor la acest proiect, dacă aveți de adăugat vreun amendament, ceva, vă rog, să vă scrieți la cuvânt. Adaug eu un amendament. Verbal. Domnul Vinerie. Vreau să vă ocupați să rezolvați anul ăsta problemă, ca să se scoată la anul la licitație, cum este normal. Nu depinde de noi. Depinde de amenajamentul pastoral, care așteptăm să iasă.
Păi da, și la anul, comunile din jur au făcute din 10 la ani. La fel, făcute, au făcut acte adițional la contractul vechi. Noi au explicat ce eu vorbesc din punctul de vedere a crescătorului, da? Crescătorul face licitații, face contract de concesiune pe 10 ani. Asta este obligat să îngrijească pășunile, da, prin care el poate să primească subvenții. Corect. Da? Să îngrijească de pășunii, să dea azot pe pășunii. Acum, la ora actuală, primăria dă azot pe pășunii de alea? Da. Păi, de asta spun că să ajungă la licitații, ca primăria să facă treaba cât mai repede, ca la anul să facă licitații, să-i dăm crescătorilor să ocupe de pășuni. Da, să primească și ei un ban, dar în același timp să îngrijească și de pășuni. Pentru că ei au controlare de la apia și trebuie să dovedească că au dat azotul pe pășunii. Deci, primării, așa... Da, să ajungem la ce e sunul ăsta. Prin chirie. Vă explic acum, noi închiriem asta, e o variantă în care se închiriem sperând că la anul, după ce primim amenajamentul pastoral, o să scoatem la licitații pășunile pe 7 ani, minim 7 ani. Să sperăm că sperim la anul ăsta. Să sperăm, dar nu depinde. Amenajamentul pastoral care nu durează. Mulțumesc, domnul Șuderic. Domnul Toma. Legalitate. Depun un amendament în formă teoretică. Ideea e, observ că, iarăși, vorbim despre lucruri, dar habar nu avem ce spunem. Amenajamentul pastoral cade în sarcina celui care îl administrează. Dacă primăria Tamaș consideră că va lua pe cheltuiala ei, nu știu, observ că iarăși consilierii locali sunt păcăliți, cade în sarcina celui care îl are în exploatare, adică cel care l-a exploatat din 2020, nu există un contract din 2020. 2-3 ani de zile s-a exploatat suprafața sau suprafețe respective în favoarea unor interese. Deci, Consiliul Local, Primăria Tamaș, nu a încasat nimic. Avem de-a face iar tot oții, tot găinării, tot felul de chestii prin care bolmojim cuvinte, dar afar nu avem ce vorbim. Deci, în concluzie, solicit să se schimbe de acolo, că pot fi închiriate, că pe un an de zile. Nu, domnilor, bunurile comunei Tamaș, dacă le dați cu încredințare directă, fără să existe o fundamentare în spate, ajungem iarăși la legiuitor, la instanță. Recomand prin asta să vă gândiți foarte bine că, în final, consilierii locali vor plăti în solidar. Mulțumesc! Aș vrea să mai fac și o paranteză. Până anul trecut au fost contracte de închiriere pe pășuni, au expirat. Anuale, domnul primar. Anuale, nu vine. Domnul Toma, vă rog, nu v-am întrerupt, v-am respectat. Și am decis că e legal, mi se pare cea mai ok, să o luăm de la capăt, pentru că nu mă interesează ce a fost înainte, vreau să fie ok acum, de acum înainte. Și asta e singura variantă legală pe care am găsit-o eu și domnul consilier, domnul secretar, domnul consilier. Mulțumesc! Dacă mai aveți ceva de adăugat la acest proiect. Nu mai. Supun la vot spre aprobare acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 2. Proiectul de hotărâre numărul 16, privind aprobarea proiecției drepturilor urbanești, aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare. Este vorba de 3 luni, decembrie 2022, cu suma de 3.900 de lei, aproape 3.900, ianuarie 2023 cu 4.270 și februarie 2023 cu 4.237 de lei. Aveți de adăugat ceva la acest proiect? Amendament, ceva? Deci nu e. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul numărul 3.
Proiectul de hotărâre numărul 17 privind aprobarea cotizației anuale aferente fiecărui membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salvabilitate Bacău pentru anul 2023. Taxa pentru anul 2023 este de 7.000 de lei anual. Cadenite. Vă rog. Proiectul citat, de fapt, înseamnă taxa la gunoi, care este discreționar pe fiecare persoană din casă, o taxă imensă. Cu ocazia asta, eu recomand să nu se plătească cotizația aceea de 7.000 de lei, să ieșim cât mai urgent din ADIS și să facem în așa manieră încât noi, consilierii locali, să putem stabili o taxă anuală pe gunoi, o taxă anuală comparativ cu posibilitățile cetățenilor. Deci recomand Consiliul Local să nu susțină proiectul respectiv, să nu plătim taxa respectivă și să facem toate diligențele necesare să ieșim din ADIS. Mulțumesc! Dacă susțin ideea lui domnul consilier Toma, dar știu cine să strângă gunoi. Probabil o să vină domnul Toma să strângă gunoi de la cetățenii. O să angajăm personal. O să angajăm personal. Da. Asta înseamnă salarii. V-am respectat și o salariu ajunge la plus 6.000 de lei o persoană și nu să angajează doar o persoană. Anual ar veni 60.000 de lei anual. O persoană punem, dar minim două persoane angajat. Mașini de cumpărat. Tumberoane, vă dați seama, o să vedeți că tumberoane și unde ajungem? Pentru 7.000 de lei, adică... Da, unde ducem cu noi, domnul domn? Dreptul la replică? Dreptul la replică, vin, da. Încă o dată, asistăm la aceleași idei agramate, că noi nu putem, noi Consiliul Local putem angaja personal, putem achiziționa bunuri, putem accesa fonduri europene, tocmai până acum asta ne-am dezbătut. Să aducem finanțări în comună, să creăm locuri de muncă, de ce să dăm bani, de miliarde? Deci au numai povești, miliarde se despor de pe cetățenii comunei Tămași, așa pe ideea că se, pe taxe de gunoi, taxe de gunoi obligatorii. Haideți să dăm o hotărâre de Consiliul Local să nu mai fie obligatorii taxa de gunoi. Cine dă gunoi la parte să plătească, cine nu, nu. Mulțumesc. Mulțumesc. Ce proiect ați adus de pentru dezvoltarea comunei, domnul Toma? Întrebarea personală. În afară de alegerea președintelui, la dezvoltare. Vă iluminez. Supun la vot. Prea, aprobarea acest proiect. Cine este pentru? Se abține? Împotrivă? Doi. Proiectul numărul 18. Proiectul de hotărâre numărul 18 privind aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubritate numărul 1087 din data de 16 aprilie 2018. Aici au și ridicat, dar au și scăzut prețul în unele puncte. De exemplu, preluarea deșeurilor, vederea transferului, prețul vechi era de 208,46 lei pe tonă și a scăzut la 117,05 lei pe tonă. Preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării era 347,46 lei pe tonă, acum a ajuns la 900 de lei pe tonă. Preluarea deșeurilor de biodegradabile în vederea compostării era 0,01 pe tonă, acum e 235,95 de lei pe tonă. Preluarea deșeurilor în vederea eliminării prin depozitare era 150 de lei, a scăzut la 97. Preluarea deșeurilor voluminoase și a deșeurilor menajere periculoase era 121,85 lei pe tonă, acum ajuns la 334 de lei. Preluarea deșeurilor din construcții și demolări era 81 de lei, acum ajuns la 216 lei pe tonă. Asta e diferența de preț. Dacă îmi permite, doamna. Cerere. Da, doamna. Păi, dacă îmi permite că am scăzut toate prețurile astea, Dacă permiteți. Domnul Toma.
Cu privire la, încă o dată, domnul primar, cu sinceritate și cu cea mai mare responsabilitate, dumnealui e paralel cu ce se întâmplă în Comuna Tămaș. Vorbește de niște cifre, niște sume, dar vă rog să nu spuneți nimic, eu nu m-am întrebat. Vă rog să vă duc de la premier. Cu privire la premier, vă aduc la cunoștință că în premieră vă informez. Că, de fapt, de ce vine taxa mare la gunoi? În primul rând că există o înțelegere și noi deja am discutat un pic la parte subiectul între autoritățile Comunei Tămaș și șoferii care vin cu mașinile și încarcă gunoiul. Avem mărturii din partea unor persoane prin care șoferii dublează cantitatea pe care o ridică din Comuna Tămaș. Ei, în documente, apar mereu că ridică dublu tonele respective, dar în realitate oamenii scot câte un sărculeț, câte o pungă. Deci noi plătim în mod infracțional și sper că o anchetă complexă să demonstreze ceea ce le afirm acum. Hai, noi cetățenii Comunei Tămaș suntem acuzați, efectiv plătim cu noi. Uitați ce scrie aici, totul mărit, 334 de lei pe tonă. Și dacă iau 100 de kilograme, pun 500 de kilograme, pun din cu dacă dați voi, aș vrea să mai fac o mică paranteză, de exemplu, cât zicea de prețuri. Preluarea deșeurilor din construcții și demolări nu plătim noi ca primărie. Cei care demolează sunt obligați să facă un contract cu o firmă. Cum avem noi Soma pe teritoriul, în care numai 81 de lei o să plătească 216 lei pe tonă. Cei care o să nu primăria plătește. Bine, dacă avem și noi demolări, o să plătim și noi, bineînțeles. Sau mai era preluarea deșeurilor voluminoase și a deșeurilor menajere periculoase. La fel, cei care demolează sau strică sau o să sune să facă un contract pe ei, că așa le cere legea. O să plătească așa. Vă rog să dați, să permite. Domnul Tomar, săptămâna trecută am avut vizita domnului director de la Soma. Și ceea ce mergea înainte nu mai merge. Adică ce vreau să vă spun, dacă înainte ieșea cu un bidon de vin și-l rugea pe omul ăla care încărca cu noi, acum nu mai acceptă pentru că e filmat și le opresc banii lor. Deci le opresc banii lor. Nu au voie să pună bidoane în oare, îți duc până acum încât de un bidon de vin la joc. Nu, îți filmați și oprește salariul. Știți că se întrebare e ceva. Da. Văd că se încearcă mereu să se pareze cu tot felul de informații paralele, aduce în eroare interpretarea reală a situației pe care o avem în Comuna Tămaș. Deci eu mă refer strict la cantitățile acelea care se dublează. Cetățenii trebuie să înțeleagă că ei, dacă scot o pungă, ei din creion pe tabele o fac o dată la poartă 200-300 de kilograme. Din acest motiv vin tot felul de taxe mari. Mulțumesc! Îngropăm cetățeanul cu taxe. Asta înțeles. Am înțeles. Mulțumesc! Supun spre aprobare acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține? Mulțumesc! Proiectul numărul 19. Proiectul de hotărâre numărul 19 privind aprobarea plății în valoare de 3.370 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată în indemnizația restantă către domnul viceprimar Ceasă Constantin. Este vorba de primul proces în care dumneavoastră câștiga funcția de consilier și procesul unde aveam o plată de 370 lei. Dacă aveți... Nu se... Supun spre aprobare acest proiect. Cine este pentru? Nu votez. Eu? Deci, împotrivă. Cine e? Cine se abține? Trei. Margini când trebuie să... Nu se poate abține, că nu se pune la contra, domnul secretar. Reziți-vă! Eu nu, dar și... Nu poate vota. Nu votează deloc. Dar nu vă mulțumim. Proiectul numărul 20. Proiectul de hotărâre numărul 20 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân. Avem o mare problemă în Comuna Tămaș cu căței rebelți. Aici am căutat o firmă de... să ne strângă căței.
Ne ia pe cățel, ne ia undeva 700-700 și un pic de, de cățel. Noi am putea să intrăm și în zona metropolitană cu căței, dar e de durată, nu știm când o să finalizeze acel proiect. Până atunci am gândit la o soluție rapidă de a strânge căței din fața primăriei și de unde mai sunt. De a contacta o firmă pentru o firmă de inghier unde îi strânge. Dacă aveți, domnul doctor aici, v-aș ruga să... Da, eu îi spun domnului primar, soluția nu e asta, adică este una din soluții, dar să fac campanii de sterilizări, care eu zic din 2 ani de zile. Foarte bine. Da? Căile se abandonează de către unii locuitori ai comunității noastre. Nu toți, unii. Atâta timp cât primarul nu face campanii de sterilizări, nu o să reușim niciodată să-i adunăm. Da? Dacă acum vine mașina și costul este de 840 de lei, da? Este cu TVA, da? El adună minim 30 de câini. Da? Primăria o să aibă factură de... aproape 30. 34.000 de lei. TVA. Da? 34.000 de lei. Bani pe care tu poți să-i dai la sterilizări sau să pui camere. Da? Camere de luat vedere. Eu spun că proiectul este ok, dar concomitent cu o campanie de sterilizări. Eu am cereri din partea oamenilor care vrea să sterilizeze, dar nu pot financiar. Da? Odată. A doua, eu vă spun de firma aceasta, a fost anul trecut în Ciosin și-a împușcat câini cu proprietari în curtea omului, da? Eu am sesizat poliția. Pentru că el să-și facă numărul din 30 de câini, 40, cât trebuie să vină el, la Vaslui. Da? Am sesizări de la oameni care au luat din mânuță să-i împuște câinile în o gradă, iar seara câinile au ajuns înapoi. Nu mai dau nume, dacă vreți, vă dau și nume. Da? Ce-mi garantați dumneavoastră că luați câinii în mai din fața primăriei și în septembrie nu avem alții? Da. Cum îmi garantați dumneavoastră treaba asta? Iar în septembrie vreți să spuneți că firma vine iar și iar mai dați încă 40.000 de lei? Eu nu pot să garantez că nu se vină la scăție. De unde are primăria 80.000 să dea, dacă nu i-a prins în buget? Avem sprinși și sterilizare. Bun, atunci, din punctul meu de vedere, veniți cu proiectul ăsta pe ordinea de zi, când următorul sau înainte este un proiect de sterilizare. Eu v-am rugat pe dumneavoastră și pe domnul secretar să mă ajutați să fac un proiect de sterilizări, da? Pentru că eu nu sunt jurist și nu știu să nu tocmesc. Da? Eu v-am dat legislația prin care, ordonanța de guvern, prin care aveți dreptul să dați bani, v-am propus să faceți licitații, da? Să nu creadă lumea când dați mie banii, poate să vină cabinetul din la Dorcescu, poate să vină cabinetul din la Popoci, poate să vină cabinetul din Bacău să facă, să scoate la licitație. Din punctul meu de vedere, deci proiectul de gestionare a câinilor cu stăpân, când se face și cu sterilizări. Da? Da, deci... Ce fac eu cu câinii mei care mi-au abandonat în față, am filmări, în fața porții? 6 câini. Care ce-au făcut? Locuitori din comuna Tamaș m-au abandonat în fața cabinetului. 6 câini. Ce fac cu ei? Da? De ce l-au abandonat? Pentru că i-au fătat cățeaua, nu? Și nu știu ce să facă. Nu să-l ducă pe câmp, l-au adus la mine, în fața cabinetului. Da? Ce fac cu când i-au pus în plasă, agățat de poartă, am filmarea, pisica? Da? Am oameni de pe Rapova care i-au abandonat în fața porții, câini. Aia ce-s cu ei? Ce facem cu ei? Eu vă dau soluția cu sterilizarea. Dumneavoastră faceți cum considerați. Dar eu v-am spus, ăsta când a venit prima dată, fără 40.000 de lei, nu scăpați. Iar în septembrie, câinii sunt aceiași. Așa că gândiți-vă și faceți și un proiect de sterilizare. Și mergem, îi adunați pe ăștia de pe stradă și ajutăm și pe oameni să sterilizeze câinii să nu se mai mulțească. Și aceea... Aveți acum niciodată de filmare, camere de bani. Și acum niciodată. Camere de bani. Camere de bani. Mi-a zis odată... Se încurcă doamna doina, vă dau cuvântul. Mi-a zis odată că v-ați interesat și camerele de filmat ajung undeva la 70.000 de lei. Da? Cel puțin. Cel puțin, da? N-am văzut nicio ofertă ca solicitat. Exact ceea ce... Când vreți să dați la câini. Da? Am și ofertă. Bun. Dați-ne și nouă ofertă, faceți pe ordinea de zi,
Bun. Aveți probleme cu mediul. Cine duce gunoiul pe câmp? Vă ajută camera. Faceți un proiect. Așa, fac proiect, banii nu am să iau bani. Și la care de unde aveți? Deci, avem, dar nu ajunge cu 100.000 de lei plății. Nu? În primul rând, se este poliția animalelor, unde depuneți plângeri pentru căței lăsați în față, cu dovada filmării. În al doilea rând, puteți face un amendă. Și eu pe care cred că face 50 de lei, eu îi fac ca să-i dea 100.000 de lei amendă. Putem, pentru ce ține apoi cățelul? Sau să ducă la... Nu. Deci nu suntem pe aceeași lungime. Eu vă spun că omul n-are bani și noi, ca și instituții, încercăm să-l ajutăm. Asta nu ce să fac. Prin sterilizare, să nu mai mi-aducă mine la poartă. Putem face amendament la proiect în care să aprobăm sterilizare. O sumă de pentru sterilizare. E alt proiect. Ăla poate să fie cu licitație. E altă treabă, altă mâncare de pești, e altă treabă. La începutul anului am zis... Deci, din punctul meu de vedere, asta... Trebuie votat când o să aveți și râs sterilizat. La început, am zis, am două discuții cu tine și ți-am zis așa, avem bani de sterilizare, când o să vină și faci așa, veniți să depuneți proiectul domnul aparatul de specialitate. Exact asta am zis. A fost buget, a fost buget. Da. Și atunci o să aprobăm și asta când este bine. Aici aș avea de adăugat eu, din punctul nostru de vedere al primarului și a viceprimarului, suntem răspunzători pentru ce se întâmplă cu câinii. Deci dacă dumneavoastră nu vreți să treacă acest proiect, nu trece. Am trecut amendamentul ăsta cu sterilizarea și sperăm în următorul proiect sau putem să facem o ședință extraordinară. Dar, vă spun, dacă Doamne ferește se întâmplă ceva cu câinii, noi amândoi suntem răspunzători. De-aia am venit cu proiectul ăsta. Da, și dacă sunteți răspunzători, atunci faceți ședințe extraordinare și le puneți pe amândouă. Că am văzut cum e lucrurile. Votăm acum, o să facem. Și facem. Facem. Prin 2025. Cine mai fi primar atunci? E regulă. Dacă mai avem, spune doamnă. Deci eu într-o zi te-am sunat, când am văzut cineva au lăsat doi câini, n-am putut să iau numărul, că era foarte departe. Mi-a trebuit trei ori să depistez cine e, dar... Deci atunci, dacă erau camerele la... Deci nu, erau trei mașini, unul din chetriș, doi din furnicari, m-am dus la ei. Bănuiesc cine e la lucrat. Dar dacă erau camerele la furnicare, acolo la ieșirii sau undeva, nu prea cum pe la așa că... Aveți vedeam acolo, vedeam imediat, pentru că imediat după ce-a trecut acolo, după bolul meu acolo, înainte de codețul ăla, pe oprit și i-a lăsat frumos. Doamna Neagă, dacă îmi permiteți, deci avem persoană care se ocupă de proiecte, de fonduri europene, angajată. Da. Avem, are prioritate. Găsirea unor surse de finanțare pentru că nu erau 140.000, mai puneați 30.000. Erau creșteat așa. Era ca și făcut, ca și rezolvat problema. Și împușcați noi ei deodată, și cu gunoiul și cu căinii. Mulțumesc. Domnul Toma. Ați ținut tot rămâne. Ai problemă. Salut. Vorbesc în numele grupului politic PNL. Salut inițiativa domnului doctor și consilier Ghidenie. Într-adevăr, trebuie susținut un astfel de proiect, profesional de astfel. Restul sunt povești, oameni fără nicio competență, fără nicio pregătire temeinică, bat câmpii cu tot felul de informații doar pentru a duce în eroare cetățenii. Încă o dată, noi, în grupul politic, constatăm o teamă de a angaja oameni din comună, de a administra local aici problemele comunii. Am avut un excedent de deficit, avem de 10 miliarde. 10 miliarde bani furați, bani duși pe mărci, în direcția unui club infracțional organizat. Asta. Mulțumesc, domnul. Deci, mai ales cineva. Da, eu vă spun, dacă vreți să treacă, din punctul meu de vedere, îl puneți pe aceeași ordine de zi cu un proiect de sterilizare. Bun. Da? Bun. Supunem la vot acest proiect în forma care e prezentată. Cine este pentru? Ați văzut, domnul? Abține. Contra mai contra. Trei abține, da? Și împotrivă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
proiectul ăsta va... Când va reveni, cât de curând, domnul doctor? Ca contractul să nu depășească 10.000 de lei. Cât îmi permite legea, avem jurist acum și mergem pe om. Trecem la proiectul numărul 21. Proiectul de hotărâre numărul 21. Privim modificarea statului de funcții și organigrama pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Tamar, județ Bacău. Compartimentul financiar contabil, din impozite și taxe, eliberarea autorizației transport și resurse umane, au fost două posturi. Unul pentru ocupat de către doamna Pătru Adriana, consilier clasa 1 asistent, din 6-a 2022, și unul de doamna contabil Buftea Manuela Gabriela, consilier clasa 1 superior, din 1-a 3-a 2023. La compartimentul achiziții publice, s-a vacantat un loc, s-a vacantat un post de inspector de specialitate clasa 1 grad profesional 2 și s-a ocupat încă un post de către doamna Ivoranu Doinița pe achiziții, consilier achiziții publice clasa 1 asistent din 1-a 3-a 2023. La compartimentul centru de zi pentru copii a fost ocupat temporar de o funcție de educator în locul doamnei Bianca, soția domnului Curicu, de către doamna domnișoara Cristina Bogdan, Cristina Magdalena. Așa e la, mă scuzați, mai am la compartimentul situații de urgenții Tamaș. Se denumește compartimentul de servicii voluntare pentru situații de urgenții și suplimentarea fișei postului existent în compartiment de atribuții privind organizarea și desfășurarea activității de șef CBSU. Se înființează și de la departamentul de contabilitate. Înainte se denumea compartimentul financiar contabil, impozite și taxe, eliberarea autorizației transport și resurse umane și acum vrem să scoatem din acest departament, să scoatem resursele umane, să le facem separat și vrem să creăm pentru resurse umane. Domnul cu privire la proiectul respectiv, haideți să ne trezim. Noi am avut ieri discuții cu doamna Gureu, contabil, cu un salariu, cu bani de pe spinarea oamenilor. Eu personal am întrebat-o și nu cu răutate. Am întrebat-o dacă știe tabla mulțirii. Doamna n-a reușit să mă convingă că știe tabla mulțirii. Noi am angajat încă un contabil, deci după ce avem un contabil pe funcție, plătit din banii oamenilor, cu o povară fiscală de peste 100 de milioane, iar și optimizație de vacanță, de hrană, tot spor de cerneală. Deci noi, oamenii Comunei Tamaș, plătesc unui contabil, care de fapt nu este contabil. Cum a obținut niște retribuții și au venit aici la Consiliul Local să ne arate, să judice pantaloni pe vorbe aici? Pe noi interesează eficiența aparatului administrativ. Și noi, consilierii locali, suntem responsabili de eficiența lor. Noi nu le-am impus criterii de performanță, rapoarte de activitate, nimic. Mulțumesc! Domnul primar, dacă doamna Mihaela a fost contabilă, nu mai este contabilă, am pus-o pe resurse și proiecte, în mod direct, proiecte, pe fonduri să ne aducă cât mai multe proiecte și fonduri și chiar se ocupă și chiar umplă și sună. Doamna Nicolina, pe contabilitate, s-a mutat la SPCL. Avem un singur contabil care este nou, doamna Buftea, din care m-am zis că are luat concursul. Nu avem, cum zice domnul Toma, trei contabili. Avem doar un singur, bineînțeles, ajutat și de... Dacă trebuie verificat. Avem pentru executări silite, pentru recuperarea amenzilor datorilor, pentru... Avem casier și doamna Răclaru, care e pe... în matriculă și pe domnul primar, vă rog încă o dată, nu mai duceți în eroare cetățenii Comunei Tamaș. Noi vorbim de acțiunile noastre, sunt acțiuni în concret, care creează repercusiuni asupra vieții sociale. Noastră, dacă veniți cu tot felul de tipuri, cu poze,
Nu faceți altceva decât obstrucționați activitatea Consiliului Local. Deci noi avem trei contabili. A, că s-au refugiat, că simt că barca se afundă, s-au refugiat pe acolo, pe acolo. Mulțumesc. S-au refugiat degeaba. Mulțumesc, domnul Bola. Mulțumesc. Am înțeles. Cred că s-a observat în mod direct de doamna Petru Adriana de când a venit. Cred că 3/4 din comun au primit acasă citație pentru achitarea amenzilor sau datoriilor. Nu cred că e angajat degeaba. Și chiar să vede și la bugetul local, să vede și la bugetul local veniturile care s-au realizat după angajarea doamna Petru. Dacă mai aveți ceva de adăugat, poliție locală nu facem și noi. Domnul poliție locală, nu? Avem două posturi vacante. Problema cea mai mare este facem poliție locală, dar salariul mic și cer studii superioare. Noi am discutat, da. Am avut în discuții. Urmează să facem doar că dacă studii superioare. Probabil o să înființăm pază. Ne gândeam la... Da. Pază, pentru că ce se întâmplă? Cu studii superioare noi am mai avut două posturi de poliție locală care nu m-au ajutat cu nimic. Adică chiar îmi trebuie cineva sobru când îmi trimit în... O să, la diverse, o să vă prezint sub o situație cu gunoaie și pentru că am devenit gunoaie principal al comunului. Bun. Am văzut. Da. Trecem la... supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Două. Mulțumesc. Proiectul numărul 22. Da. Proiectul de hotărâre numărul 22 privind aprobarea comunicării în format electronic a documentelor emise de primăria Comunei Tamaș în corespondență cu consilierii locali ai Comunei Tamaș. Aici, împreună cu domnul secretar, ne-am gândit să facem totul electronic. Cum sunt și alte primării la Său, ce știu, am înțeles că tot la fel primesc electronic, prin mail, pe WhatsApp și pe alte platforme. La Josean la fel primesc electronic. Ne-am gândit să punem și la noi acea situație. Pentru că e foarte multă hârțogăraie care trimitem și probabil unii dintre ei nici măcar o bine, o studiază și după o arăt cu siguranță. Da, și eu timpul eu l-am pus. Hai că permit. O secundă. Bun. Legat de acest subiect, cine se scrie la mine? Domnul Tomu. Proiectul respectiv e o dovadă că noi avem de-a face cu niște panicari, avem de-a face cu niște indivizi și eu mi-asum responsabilitatea termenilor. Încă o dată, este o dovadă că se încearcă obstrucționarea activității Consiliului Local. Deci pot adăuga aici, cu referire la proiectul în cauză, domnul secretar nu știe să lucreze la calculator, dar aminte să mai trimite e-mail-uri. Mulțumesc, domnul Toma! Mulțumesc! Da, problema mea este ca nu toată lumea să primească e-mail. Adică fiecare consilier să solicite cum vrea să primească. Asta vreau să zic eu, cei care nu au tehnologia, dar nici ăsta nu au, poate nu vor. Sau nu vor? Poate toată lumea vrea să nu vrea. El vrea să stea seara în față și citească pe hârtie, nu să strice ochii pe tablet. Mai este clar că regulamentul de organizare și funcționare. Vă rog, nu vă întrebuie. Și domnul secretar, e bine mult mai ușor, pentru că odată lucrează electronic, le imprimă, după aia... Dar îl ajută clar, e bine mai bine. Dacă îl ajută clar, vă rog să nu intrați în... Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Da, nu sunt. Da. Doi, și eu sunt. Două voturi. Pentru, împotrivă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A scăpat de mine. Abținere. Domnul Udrea, domnul Zboiar. Proiectul numărul 23. Proiectul de hotărâre numărul 23 privind
aprobarea efectului concept de ordinare stat, aferent anilor anterior în cursul anului 2023 de către primar și viceprimar al comunei Tamaș. Zilele concediu efectuate până la 31.12.2022 sunt primar 36 de zile, viceprimar 4 zile. Am foarte multe zile nervoase pentru că nu am avut înlocuitor. Și au fost o mare deplinire și cu, cu secretarul și... Bine, au mai fost luate, nu sunt toate astea, știți că am venit anul trecut și am mai luat. Și domnul Vici, pentru că atunci am urmă astea, am trecut. Astea sunt zile. Dacă aveți? Nu. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Două. Da. Trecem la proiectele suplimentare. Mai e aici, prezentarea raportului. Vă rog, domnul primar. Da, domnul primar. Ce? A fost v-am întins raportul primar la fiecare consilier pentru a studia. O să supunem acolo. E doar să ia informații, informatici. Suplimentarea ordinii de zi sunt cu două proiecte. Primul proiect este proiectul de hotărâre numărul 24 privind aprobarea cheltuielilor necesare achiziționării de servicii de coordonare artistică pentru ansamblul folcloric Tamașanca, aflat în subordinea Consiliului Local Tamaș. Aici avem suma de 20.000 de lei pentru 9 luni. Pentru cele 9 luni rămase la sfârșitul anului. Domnul Vlad se ocupă un mod direct de copii undeva la 10 ore pe săptămână. Marțea și joia. Îl găsiți aici la primărie. Da. Am și programul. Nu știu dacă a ajuns la dumneavoastră programul. Nu cred că a ajuns. Deci marțea începe la 3:30. Și se termină la 1:30 programului. Și eu chiar o găsesc la fața primăriei. Joia, la fel, începe la 3:30 și termină la 1:30. Are o oră de grupul gospodarilor, o oră, are două ore cu grupul vocal și încă două ore cu dansul popular. Dansul popular. Dacă aveți... Putem? Deci 400 am aprobat anul trecut. Pentru ce 400 de milioane? A fost pentru cântece noi, pentru hăinuții... Da, care o să fie prezentate aici, când sunt de milioane iarăși. Sunt 20.000 de lei. Pentru, da, pentru, practic vine 1.000 și ceva de lei pe lună. Bani de lei care primește. Vă rog să vă înțeleg la cuvânt care aveți vreți să comentați. Motorină și... Domnul. Domnul primar, este o rușine ce spuneți. Dumneavoastră vreți 1 miliard iarăși să ajungă cu cele 600 de milioane sau 400 de milioane la care a făcut referire doamna consilier care a luat cuvântul înaintea mea. Deci noi încă o dată, dom'le, noi suntem pinori. Deci no, asta, aici e o mentalitate de pinori. Avem tot felul de mâzgâlici care fac tot felul de hârtiuțe, dar de fapt vrem banii oamenilor. Deci, avem vreo realizare. Domnul Videni foarte bine a avut o reacție foarte bună. Ce cântece, domnul, ați realizat cu cele 400 sau 600 de milioane? Ce cântece? Fredonați un refren la cântecul respectiv. Un cânte! Fredonați un refren! Mulțumesc, domnul Toma! Patrick Scâmpi! Mulțumesc! Dacă mai e... Doamna Bester, vreți să-l adăugăm ce spune? Hai să mai adaug, la vot. Dacă nu, am dorit să mai adaug. Doamna, v-aș confirma, doamna consilier, chiar să faci activități. Nu, adevărat așa este. Domnul Vlad, chiar trebuie să munce, face foarte multe reușiți că tău n-am cu copii, gândă la adevăr, te duce cu ei, te ocupă de... învață foarte multe cântece, eu chiar am mărit întreagă în telefon, care copilul chiar le repetă mereu. Sunt cântecele acelea pe care le-am plătit noi cu 600 de milioane sau cântecele care existau deja? 400 de milioane. Una este un segmentat. Haine, încălțăminte.
îmbrăcăminte și alte... Da, în fine. Mulțumim. Cerpienele ansamblului. Eu îi supunem la vot. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4. Când zice ansamblul, îl susținem atunci. Cine este împotrivă? Împotrivă, deci. Domnul Toma, domnul Bucur. 2 împotrivă, da. Și cine se abține? Abținut. Domnul Bucură, domnul Bucură. 2, 3, 4, 5, abține, da? Cine te abține? Pe nu e. 5 cu 2, 7, cu 4, mai cu 4, da, da, încă o dată. Deci 5 cu 4, 4 cu 2, 5, 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 abține, 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 2, 3 abține, 3 abține, 4 abține, 4 abține, și nu? Și împotrivă. Da, ok. Da, ok. Da, trebuie și nu trebuie. Da, nu trebuie. Dacă nu trebuie, domnul, să știți că ați încălcat din nou procedura. Dar nu mai poate fi pus domnul, domnul Popa, nu s-o văzunii, da, 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 domnul. Domnul Popa s-a abținut la vot. Oricum n-a trecut proiectul. Domnul, e vorba de procedură, mă refer la procedura următoare. Domnul secretar, încă o dată, face apel la infracțiuni. Vă rog să o comentat. Trecem la ultimul proiect. Înregistrare. Proiectul de hotărâre numărul 25 privind aprobarea regulamentului de ordine interioară, a regulamentului de organizare și funcționare și codul de etică la centru de zi pentru copii. E vorba de celebra tăscuri. Aici, da. Mai dau fie vorba de codul etic și organizare. Da, aici se... Am avut un control, nu mai știu exact data, acum două săptămâni, în care în Ionin expiră licența și urmează să scoatem licența. Și am avut un control pe documente pentru licență. Ne-a reprogramat pe data de 19, în care ne-a cerut să avem și asta actualizat, conform legii. Cine se înscrie la cuvânt? Da. Domnul Toma. Vedeți că, încă o dată, proastă administrare. Mereu trebuie să vină cineva din exterior, să ne tragă de mânicuță, să ne spună că nimic nu este legal. Deci, efectiv, nimic nu este legal. În Comuna Tamaș, repet, nimic nu se face cu respectarea cadrului legal. Noi avem de-a face cu niște cârpaci. Uitați ce documente lipsite de fundamentare. Domnul Toma, pe proiect, vă rog. Pe proiect, proiect. Proiect. Domnul, unde e? A spus că unde e regulamentul acela? Unde sunt documente? Unde sunt? Noi, grupul politic de PNL, domnul secretar, în convocatul trebuia să atrașați documentația necesară. Unde e documentația? A fost suprimentat. Cum ne-am putut? Cum să ne însușim noi? Eu, în calitate de consilier local, eu vreau să văd documentele, să le studiez, să-mi fac o imagine asupra votului pe care doresc să-l exercite. Unde sunt documentele? Mulțumesc, domnul Toma. Mulțumesc. Au fost prezentate la comisie, domnul Toma. Au fost, la timpul trecut. Și unde sunt? Vă rog, care mai aveți? Domnul Toma, dacă mai aveți. Și apropo, legea s-a modificat anul trecut. Din 2013. Din 2013 n-am mai avut nicio modificare. S-a apăcat la un gen care s-a suplimentat legea. Supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Ați cumpărat, da? Abținem? 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, eu mă scriu la cuvânt. Dă bună, o să-mi doamna Nester, pentru că, da, am reținut. Deci, doamna Nester, spune. Deci, rog,
vă rog pe dumneavoastră, ca viceprimar, să rezolvați problema cu gunoiul de la cimitir. La cimitirul catolic știți că v-am trimis pe WhatsApp. V-am promis că... Și-am fost și ieri și poate acolo de... neridicat de gunoiul. Poate rezolvați săptămâna asta. Da. O să trimiteți mașina. Atât, da. Mulțumesc. Acum, ca să vă și răspund, primesc multe telefoane. Dom'le, ce faci oamenii de la primărie? Că ăia stau, au nu știu cine i-a învățat. Vreau să vă prezint un tabel cu tot personalul care l-am la dispoziție și orele pe care le lucrează. Deci au fost informați greșiți. Au 9 ore într-o lună. 5 ore i-am ținut la descărcat pachetele. Eu când cu cine să mai fac treaba, dacă nu am efectiv cu cine? Am din tot tabelul ăsta de 20, 7 ani cu scutire medicală. Deci n-au voi. Voluntariat. Cu voluntari. Și cu camere ca să nu se mai arunce cu noi. Doctor, vini spuneți. Dacă face sâmbătă, eu v-am trimis la fiecare consilier, v-am trimis cu activitatea care nu vreau să fac mea culpa și... Adică chiar am plătit din buzunarul meu. Foarte public, cu ce gunoi vorba? E vorba de gunoaie, model pe terenul extravilar. S-o mai depozitat și la soartul meu cu bată, s-o dus braja acolo, pe dracu. Nu, le-au pus pe canal. Au venit cei de la CRE, mi-au filmat, au făcut adrese la mediu, mi-au venit controle de 2 ori într-o săptămână. Gunoiul trimitit sunt resturi vegetale, cum ați spus? Nu, gunoi de tot felul. Vreau să spun că am adunat intemnita care e pe toate câmpurile. Deșeuri. Deșeuri. Am făcut contract cu o firmă, deci nu mi-a mai mult o tonă. Pe sat. Deci ca să-mi ia mai mult, că eu cât am abonat, mi-a dat seama că depășesc vreo 7 toni deja. Au cerut, firma cu care am contractat-o, au cerut să știi proceduri cu mine. N-au voie. Și vreau să spun că tot din banii noastre sunt duce, din bugetul local. Deci vreau o să îi vedeți pe aia care duc cu căruțării, eu acum, nu știu, i-am mai speriat, i-am mai... Da, i-am fugărit, am făcut curățenii, dar banii tot din banii noastre, vă spun că am pe puțin 7 tone de internită care e 1,50 € fără TVA. 1,50 € plus transport. Deci banii din bugetul local se duce acolo. Că dacă vine mediul, mă... Domnul Ceasă, la cimitir e vorba de luna oienului. Doamna deci este. De 2 ori mi-ar atâta să se ia... V-am înțeles, am promis că să mă duc la cimitir. Vremea nu m-a lăsat. Săptămâna trecută au fost, așa s-a întâmplat, acolo nu poate urca mașina. Da. Am înțeles, nu. Deci, iar câțiva oameni se coboare până la... Păi, câțiva oameni. Oamenii ei v-ați spus că nu sunt. Vi-i dau și vă fac public. 9 ore într-o lună. E ordănița care o vedeți și câți oameni care... Poți să fii site-ul prezentat și fii site-ul atât. Da. Cu cine să ies la treabă? Cum dumne, dar eu aveam știa de fapt câte 10 zile, nu, 9 ore, atât au. Cel mai mult l-am luat 17 ore pe peluș. Deci dacă l-am luat în 3 zile, gata, nu mai am putin lucra. Deci mi-i împart și eu așa, săraci cum îți mulțumesc atât. Dacă permite. O secundă. Da, domnul Popa. O să vă prezint, la prezintă următoare, o filmare, apropo de gunoaie. Am acolo un locuiesc eu, am mostrat-o care, da? Vecini, dar nu știu vecini acolo, care duce găinată de la găini, reastră de la porc, mai multe măruțuri, îi dă în grădină acolo pe... Am filmare. Nu vreau să dau nume acum, cine și de acolo știu. Și ca să vă arăt, se vede care sunt gospodare, foarte gospodare. De ce îmi merge câte drum, ca să spun așa, mai direct? Dacă mai e... Da, doamna, vă zic, aia v-am văzut. Spuneți că s-a aruncat gunoaia ieri da. Toată lumea.
Ați găsit pe cineva? Doamna, nu reclamați. Poftim? Nu reclamați. Dacă vă spun, dar nu vă spun. Am întrebat. Să fie lumea. Deci văd că ce clipul nu i-a durat. Comuna asta nu a avut viceprimar. Primarul era singur, deci bunoarele s-au adunat tot timpul. Dar cât ar fi, n-ați chiar niciun bun a găsit? E o bombă, e curând. N-ați găsit nici pe un cetățean care se... Da, da, da. Da, și ce vă spuneați noastră? Le-am filmat. Ce vă spuneați noastră dacă nu s-au și un publicat la care? Ce-mi permite legea? Eu nu pot să... Publicația... Dacă aș avea să am poliție... Poate să se acordă, doar atât, dacă... Dacă îi vedeți, îi dau filmat, vă îngroziți. Nu trebuie să mi dați mie. Vă îngroziți că sunt oameni cu părul alb în cap. Deci până nu o să avem camerele de luat vedere și poliții sau pază să dăm ca obiectiv acest domeniu, putem înființa paza pentru gunoi. Deci vă spun banii când vor veni, amenzile când vor, pentru că am luat avertisment pe bună dreptate, m-am dus și am muncit, am curățat. Dar în momentul când o să vină amenda, să vină. O să-și dea seama oamenii cu tot din bugetul local. Există bază legală și să pot sancționa persoanele respective, ar trebui să... Știți cum își fac o paranteză. Lumea îi dă familia Motan care au căruță, îi dă 20 lei, încarcă căruța și Motan o duce, i-am putut și eu chiar cu mașina, duce în câmp și descarcă pe drumul și cafeul. Și l-ați amendat? L-ați amendat Motan? Da, de ce am amendat? I-am dat avertisment, l-am pus, l-a adunat tot acolo. Da. Da. Eu aici vin și merg pe ideea să angajăm pază pentru așa ceva, pentru că vă spun, comuna e întinsă pe tot. M-am crucit când eram cu mediu, mi-au dat foc la islaz, au fugit ăia de la mediu când au văzut și au zis, domnul ceasă, cu cine să stăm? Am fugit repede și când am aflat cine a dat foc, ce credeți că au venit cu numărul meu din matriculare? Mi-a spus cine l-a făcut? Cu din numărul ăsta. Parcă au 24 CES. Da. Băi, ne simți că trebuie să chiar nu ți-ai rușit. Da. Deci, e o problemă gravă. Nu-i numai la noi. E generalizată. Dar trebuie luate măsuri pentru că amenzile sunt drastice. Doamna Lupu. Eu am reacționat un pic la prelinii numai așa pe plece, pentru că a trecut prea repede la bord. Vroiam să vă spun așa, am văzut recentământul, abia am trecut, a fost 2800 și ceva de locuitori în raportul domnului primar. Având în vedere că salubrizarea este plătită pentru comune cu o populație de 3001 locuitori și 5000 de locuitori, 7000 de lei, noi suntem sub 3000 dacă recentământul a fost 2800 ceva. N-ar fi indicat să plătim cei 5000 de lei, pe n-au respectat legislația. Da, nu e acolo. Da, acel recensământ este provizoriu, nu este definitiv. Nu am ceva în ordine în care să-mi zică că atât are în mână. Este doar ceva provizoriu. Și nu definitiv vom avea? Poftim? În momentul când... Nu recensământ definitiv. Da, așteptăm. Așteptăm. Ei, nu depinde de noi, da. Da. Mulțumesc, domnul. Ok, și în legătură cu partea care spune că trebuie angajat. Eu am văzut că oamenii care ar fi din politicul local, au înregistrat că este o pază. Da, în importul local este trecut chiar și pază. Ce pază plătesc cetățenii? O să angajeze. Până acum, ce pază au plătit? Dar acum n-am mai văzut bază. Este, domnule, pe chitanță. Este pe chitanță, bază. Bază nu e. Se vede pe chitanță. Bază nu e. 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 Bază nu
discuția asta. Dar oamenii nu treabă, și nu trebuie să-i nu treabă. Am de cum problema, adică nu trebuie. E prima trebuie la masă, probabil. Da. Domnul Toma, scurți la ori. De la divers, să scurți la ori. În atenția Consiliului Local, avem, pe 27 avem termen cu bugetul local și cu excedentul bugetar. Am avut termen pe 3. Pe 3 o ieșire ideală că primarul, consilierul juridic și secretarul au tipluit documente în fals și le-au depus la dosar. Noi acum toate documentele respective vedem că e vorba de inducere în eroare unei instanțe de judecată și de fals și nu de fals. În final, mai așteptăm că e posibil să mai producă documente, le vom aduna pe toate. Consiliul Local trebuie să știe că noi avem un grup care falsifică documente, au ticluit documente. Au ticluit documente și le-au pus la dosar în ideea că ei vor justifica anumite infracțiuni pe care le-au săvârșit cu privire la ședința din 3-a-3-a-2023. Mulțumesc! Aici vreau să spun de ce, dacă voi... Este o prostie ce zice domnul Toma. Chiar, da, într-adevăr, s-au dus și au depozitat o judecată. Au venit, ne-au cerut, ne-au solicitat documente, am depus la dosar și așteptăm răspunsul nouă ca că e falsificat sau... Asta e instanța de ce, din nou, dumneavoastră sau eu, sau dar este falsificat nimic. Până la urmă, rugați. Am informat Consiliul Local că e vorba de niște documente falsificate. Ați spus eu că la dumneavoastră. V-ați spus de-ați dat în judecată cu bugetul și cu excedentul. Ceilalți de care ne-au solicitat documente care stau la baza hotărârii și care au fost atunci hotărârea de Consiliul Local, nu știu cât, și urmează au decis. Da, dar domnul da. Nu au fost blocați sau au fost... Ce zice domnul Toma? Da. Domnul Curt, aveți ceva din... Da, da, spuneți. E cuvânt pe invitatul de secretar din Sfântul. Vreau să mai completez cu baza. Mai completez cu baza și după... Din până în 2017 au fost bază, într-adevăr, de plată. Acum, pe alea plinții, nu mai au bani. Cei care au restant, plăți restante și au plătit până în 2017, da, trebuie să plătească și baza că au fost bază, au fost angajați, chiar au fost angajate. Dar acum nu mai apar cu autorizații. Da, da, mulțumesc. Avem un invitat, domnul profesor. Bună ziua! Nu m-a anunțat nimeni, eram pe traseu, ascultam ședința de Consiliu Local și am zis să vin. Vreau să fac doar câteva precizări vis-a-vis de noi, pentru că de câteva ori am postat și eu pe pagina mea de Facebook situațiile de genul acesta. Una din greșelile făcute a fost, inclusiv și îmi pare rău să spun, de Consiliu Local. Atunci când a fost acea hotărâre de Consiliu Local pentru a mări amenzile dacă pentru astfel de abate, dumneavoastră, ca și Consiliul Local de Rațiuni Politice, ați propus diminuarea lor până la 20% din valoarea lor. Din punctul meu de vedere, ați făcut o greșeală. Pentru că... 80%, da, 80% dumneavoastră. Da? Pentru că, pentru acea amendă de 100 de lei, sunt convins că oricare din această comună preferă să plătească 100 de lei și să se arunce cu noi o rol de pe raza acestei comune. Ați văzut foarte bine că, de fapt, amenziile și cheltuielile cele mai mari vin către Consiliul Local și Primăria Cămașa. Când cineva din Consiliul Local spune și se dă cu capul de toți pereții, cu ghilimele de mare, că vai bugetul local, vai cetățenii, vai, 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 uită că în momentul în care ia niște decizii sau ia niște inițiative în Consiliul Local, uită de aceste povești. Trebuie să analizați în ansamblu efectele unor astfel de hotărâri. De aceea, neapărat că propunem aici, este că sunteți noastră în măsură să hotărâți dacă veți să revoace acel proiect de hotărâre, să creșteți amenziile pentru a descuraja această practică de a arunca gunoaiele pe raza comunei Tămaș. Nu este vorba doar de familia Motar. Înțeleg acum și un caz social, e o problemă mai deosebită. Dar sunt și alți oameni de natură, să zic, oameni gospodari care fac același lucru. Da? Și atunci, într-adevăr, cu niște amenzi consistente și chiar dacă din rațiuni politice deranjăm familie, două, trei, dar eu sunt convins că vom câștiga sau veți câștiga pe partea cealaltă aprecierea celorlalți cetățeni care vor avea o comună curată. Cât despre ce se întâmplă în Consiliul Local, imaginea pe ansamblu comună și nu numai cu cine discut, e un circ total uneori. Un circ gratuit,
făcut de anumiți colegi de dumneavoastră, care, din păcate, aș vrea și eu să știu ce studii de specialitate au acești colegi care folosesc terminul legislativ, deci știm toate legile, știm absolut orice, toată lumea e penală, toată lumea e costă, tot. Eu, din punctul meu de vedere, și aici domnul Tom a văzut public, vă cer demisia, pentru că v-ați îndeplinit obligația dată prin legea 215, de când sunteți consilier local, aveți obligația să depuneți un raport de activitate. Nu ați făcut-o niciodată. Iar dumneavoastră, la orice ședință, sunteți apărătorul legii absolute. Da? Pe care, nu știu, aveți studii juridice, aveți... Ce aveți la bază? Da, o să aștept un răspuns din partea dumneavoastră. Și să vă rog să vă puneți pe site-ul primăriei CV-ul cu studiile pe care le aveți, domnul Toma. Pentru că induceți de multe ori în eroare pe domnul consilier local și datorită acestei teme și să pune al Damocles că, vai Doamne, să nu încară cumva legea, mă abțin sau votez împreună, sau votez împotrivă. Nu mai spun că toată lumea în această comună am ascultat când veneam în pace de acest ansamblu Tămășaca. Toată comuna se mândrește și toți consilierii când este vorba de ansamblu Tămășaca. Dar în momentul în care trebuie să-i sprijinim, ne luăm mâna de pe ei. Adică, mă scuzați, vreau să vă spun că sunt mai mulți agenți economici și mai mici pe dumneavoastră, domnul Toma. Da? Să ajutăm acest ansamblu și personal. Eu am trecut, am sponsorizat acest ansamblu. Bani din buzunarul meu. Da? Adică, haideți să ajutăm în anumite situații acest ansamblu sau alte activități care țin de, și de imagine și de comună, de comuna Tamaș. Nu numai suntem cică contra. Toate 90% din proiectele care sunt în consiliul local, votați împotrivă. Deci sunteți împotriva comunității. Nu cred că toate proiectele care sunt, votați de sunt votate de majoritatea consiliului local sunt în defavoarea consiliului local sau în defavoarea comunității. De asta sunteți împotrivă. Eu nu înțeleg. Bine, dacă ești un discurs și politic... Imediat, dacă ești un discurs și politic, îmi pare rău că domnul Mișca nu e aici. Cine este șeful PNL-ului sau de grup al PNL-ului? Sunteți dumneavoastră sau domnul Mișca? Că dumneavoastră mă ascultă la cam tot ce mișcă în Consiliul Local. Vă mulțumesc și îmi cer scuze pentru lucru. Mulțumesc. Domnul doctor, imediat. Vreți dați replica sau... Replica la domnul... Da, care s-ar mie. Domnul, mie mi este oarecum silă, efectiv. Mi este silă pentru că sunt apostrofat de domnul Corodeanu cu două condamnări penale. Deci, dumneavoastră nu știe că legea 215 a fost abrogată. Așa, bate câmpul. Cu privire la domnul Corodeanu, vă rog frumos. Că dumneavoastră vine aici și doar instigă și vorbește despre lucruri, dar pe la spate doar creează tot felul de infracțiuni cu privire la terenul. Dar eu pe această cale informez pe domnul Corodeanu și inclusiv Consiliul Local că domnul Corodeanu face parte inclusiv dumneavoastră din acest grup infracțional care tot tipluiește documente și întărește pe domnul Corodeanu. Deci domnul, cu privire la proiectul la care a făcut referire, i-aduc aminte că președintele ședinței era domnul Bucu. Așa. Proiectul respectiv a fost titulat, inițiat de domnul primar, care iarăși dă dovadă de incompetență, de doamna Mătălina Miron, și în proiectul respectiv era stipulat că amenzi de 3.000 de lei, de 4.000 de lei pentru persoane care nu și-au văruit garul, nu și-au văruit cotețul, magazia. Deci dumneavoastră dacă făcea un proiect serios în care să arate, da, e vorba despre gunoi, despre câmp, da, cu toții se trebuie împotriva gunoiului de pe câmp. Dar dumneavoastră dacă vine și bate câmpii și dezinformează populația, încă o dată de dovadă că este mediocru. Mulțumesc! Mulțumesc! Hai să vă spun. Cu noi e simplu. Dacă nu aveți poliție locală, nu faceți nimic, da? Foarte. Pentru că viceprimarul, dacă mă prinde pe mine pe câmp, tu n-ai niciun drept să mă legitimezi, da? Punct. Deci, dacă vine unul de la Buhoci și dă gunoiul pe câmp, tu n-ai niciun drept să-l legitimezi. Da? Pe când poliția locală cu legislația nouă are voie să-l legitimezi. Ce facem cu cetățeanul care vine de la Poteni și dă de la Tamaș? Cum îl legitimezi tu? Am pensie și așa, pe
Păi cum ai legitimat nici nu știu cine? Eu îi cunosc, da. Filmare? O filmare pentru filmare. La filmare trebuie să dea poliția să vede cine era mai greu. Domnul doctor, cel mai greu e să adun gunoiul care e. Eu am înțeles. Acum, deci, problemul la gunoi. Acum, cel puțin, ultima perioadă au stagnat. Îi văd să duc, nu știu ce faci cu el. Îl scot. Deci nu i-am mai prins. Am două, trei cazuri izolate. E ce fac cu ăla care am depozitat de ani de zile. Pentru că acum s-a întâmplat. Și acum încerc. Dacă știi cine este și cine l-a depus, pe lângă amendă se plătească și toate taxele care plătește primăria de ridicare și de tot. E ușor, sincer, dar când vedeți cine duce, pentru că doctorul nu duce gunoi. Doctorul plătește pe la căruța și dă, ia mă, stau 20 de lei, îi face vreo. Dacă am venit, am prezentat primarul chestia asta. Aș vrea să acum un pic, când vine la ceea ce afirmă domnul consilier Bigheni. Într-adevăr, a punctat și încă o dată constat că chiar dumneavoastră vrea să lucreze în concret pe proiecte, nu poveștile pe care le-a dat unii și alții în discuție. Cu privire la gunoiul respectiv, v-a dat la cunoștință și doamna de față, doamna președinte, doamna consilier, doamna Neagu, încă o dată a invederat că, domnule, neexecutarea unei hotărâri date de Consiliul Local este infracțiune. Noi am dat hotărâri de Consiliul Local prin care am aprobat montarea de camere. Unde sunt, domnul primar, camerele? Veniți și vă lamentați cu povești, cu prostii aici, cu gunoi, cu oare, cu totul. Vă strageți un rog de gață. Vreți bani să plecați în Dubai? Vreți bani să plecați în Dubai? Păi da, știți dumneavoastră, știți dumneavoastră. Nu mai am ceva de adăugat. Mai vreau să mai fac o referire, că primarul, viceprimarul și consilierul local sunt aleși locali. Domnul Tepeberge, aleși local, domnul... Cum îți permiți dumitare să fii mită? În viziunea mea vreau să fie un Tepeberge, un deficient, aleși local, are un dosar cu semnătură, cu falsificare în semnătură și mai urmează un dosar pentru banii care are în bugetul local, pentru pensia de handicap. Așa. Și urmează să deschid, să informăm legal instituțiile ca să se ia măsuri din continuare. Și urmează un dosar pentru dumneavoastră. Și o să mai urmeze, probabil, dacă sunt ilegalități. Cu aceste spuse și... Deci, da,